În septembrie 2021, Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț a fost invitat de Asociația Profesorilor de Franceză de pe Valea Ozanei și de Terra Albastra, o organizație non-guvernamentală franceză, să participe la un proiect educativ intitulat Biodiversitatea la noi. Obiectivul acestuia era prezentarea rolului și a importanței albinelor melifere în regiunea noastră, aici unde numeroase familii au stupi în grădinile lor. Noi ne-am ocupat de partea științifică a acestui proiect, iar pentru acest lucru, elevii noștri au avut ca punct de plecare, în cercetarea lor, un interviu al domnului director Gheorghe Apetrei, un apicultor cunoscut și apreciat în regiune, intitulat Albinele și ecosistemele. Acesta face parte dintr-o serie de interviuri realizate de domnul Dominic Lefevre, președintele organizației Terra Albastra, al cărui obiectiv este realizarea de materiale științifice în legătură cu obiectivele dezvoltării durabile ale UNESCO. În noiembrie 2021, în cadrul videoconferinței, elevii noștri și-au prezentat lucrarea intitulată Albinele, inima naturii, în fața elevilor francezi de la Colegiul Marie Curie din Paris, care s-au arătat foarte interesați și le-au adresat acestora numeroase întrebări, exprimându-și totodată dorința de a ne vizita regiunea. În calitate de profesor de limba franceză, consider extraordinară experiența de care au avut parte elevii mei, mai ales că ne aflăm într-un moment în care încercăm cu toții să găsim soluții pentru a le atrage interesul pentru învățătură. În cadrul acestui proiect, elevii și-au îmbogățit cunoștințele științifice cu privire la albinele melifere și au lărgit câmpul lexical în limba franceză și, mai ales, un lucru pe care îl consider important în învățarea unei limbi străine, au descoperit franceza ca limbă de comunicare în cadrul dialogurilor pe care le-au avut cu nativi francofoni. De asemenea, acest proiect le-a deschis orizonturile și le-a trezit interesul pentru problemele cu care se confruntă astăzi omenirea. Pentru viitor îmi doresc să continui să fac parte din acest parteneriat, atât în beneficiul elevilor, cât și pentru promovarea limbii franceze.